de locuințe sociale, un bloc făcut cu ajutorul Ministerului Dezvoltării, 4% de cofinanțare a fost de 15 miliarde de lei vechi. 24 de familii sau de familii monoparietale vor avea acces în acest bloc. Noi am făcut, după cum vedeți, toată infrastructura. Blocul este spre dare în folosință la această oră. Am montat inclusiv centrale, boilere, lustre, tot absolut. Blocul este impecabil și se așteaptă locatarii, dar nu înainte de a trage curentul electric. Așteptăm, știu, aproximativ 2 zile, 1 lună până va fi instalat curentul, pentru că ne trebuie o putere instalată foarte mare datorită faptului că centralele și totul e electric și atunci mai durează un pic. Dar împreună cu celelalte 3 blocuri pe care le avem în construcție, împreună cu blocul Anele, tot 24 de apartamente, mai avem un bloc cu 12 apartamente de locuințe sociale pe fonduri europene și o înșiruire de case cu etaj pentru familii numeroase, sper eu ca problema locativă însă să fie rezolvată. Valoarea tuturor acestor construcții este una destul de mare pentru orașul Săveni, ajungând până la 10 milioane de euro, cele 71 de unități locative pe care le avem în această oră în construcție. Blocul pe care îl avem în spate valorează 2 milioane.